Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vom începe un nou proiect. Vom face acest simpatic Moș Crăciun pentru pus în brăduț, de atașat în brăduțul nostru. După cum vedeți, are o formă foarte simpatică, foarte drăguță. Am folosit pentru acesta firul Bravo de culoare negru, de culoare roșie, culoare alb și culoarea pielei. De asemenea, am folosit firul despărțitor, croșetul cu numărul 3, apoi am avut nevoie de o bucățică de carton pentru bază, am avut nevoie de melană pentru umplutură, un pic din lipiciul lichid, o pereche de ochișori, o jumătate de centimetru au, iar dacă nu aveți ochișori, puteți folosi două mărgeluțe. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm. Mie mi-a plăcut foarte mult acest Moș Crăciun. Am văzut undeva fotografie cu el și de aceea am spus să lucrăm și noi. În cercul magic vom lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Vom începe direct cu tutorialul și avem 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea picioruș scurt. Vom închide cercul magic și din acest moment, în corespondența fiecărui picioruș scurt, noi vom lucra o înmulțire, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Însă, înainte de acestea, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș. Și de acum începem înmulțirile. Și avem o înmulțire, cea de-a doua și vom continua singure. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 2 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 3 piciorușe scurte, 2, 3, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. În continuare vom lucra un rând de piciorușe scurte în back loop. Vom lua doar partea a doua a fiecărui ochi și vom lucra un rând. Deci, partea a doua a fiecărui picioruș scurt. Pentru rândul următor vom lucra piciorușe scurte în mod normal. Deci vom face un rând de piciorușe scurte. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi începe următorul rând în culoarea neagră, însă nu voi închide acest picioruș, ci voi atașa culoarea alb. Vom închide în culoarea alb. Vom ține bine capetele de fir în spate și voi face un rând de piciorușe scurte în culoarea alb. Deci avem primul. Voi ține și capetele de fir pe
pe spate pentru a le da stabilitate și lucrăm acest rând în culoarea alb, după care firul negru, bineînțeles, îl vom scurta. Am încheiat și acest rând, acum rândul următor îl voi începe în culoarea alb, dar nu voi închide primul picioruș cu alb, ci voi atașa culoarea roșie. Vom proceda exact în același mod, tragem capetele de fire și vom lucra ținând ambele fire pe dos pentru a le da stabilitate și continuăm lucrând un rând de piciorușe scurte în culoarea roșie, după care vom scurta firul de culoare albă, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. În continuare vom lucra un număr de 5 rânduri de piciorușe scurte în culoarea roșie. Deci vom lucra 5 rânduri. Încheiate cele 5 rânduri, vom continua lucrând 1, 2 și cel de-al treilea picioruș scurt. Apoi vom face o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Înainte de a continua, vom pune cartonașul în interior, pe fundul lucrării noastre. După care vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 15 piciorușe scurte. În continuare vom lucra un rând de 15 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom atașa culoarea nude, culoarea pielii. Am început primul ochi în culoarea roșie și îl voi închide în culoarea nude, așa cum vă spuneam. Vom face un rând de 15 piciorușe scurte în această culoare, ținând și capetele de fire pe spate pentru a le da stabilitate. Iar noi ne întâlnim la finalul acestui rând. Am umplut jucăria cu melană, după care voi continua să lucrez 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului și la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Pentru rândul următor lucrăm 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. În continuare vom lucra 6 rânduri de 30 de piciorușe scurte, deci 6 rânduri. După ce am lucrat cele 6 rânduri de piciorușe scurte, continuăm lucrând 1, 2,
trei piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o scădere. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Am umplut căpușorul cu melană și în continuare voi lucra un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Încheiat și acest rând, vom face 6 scăderi consecutive și vom obține un număr de 6 piciorușe scurte, care apoi le vom închide cu acul pentru cusut lână. Avem cea de-a treia scădere, cea de-a patra, cea de-a cincea și ultima scădere. După care vom scurta firul și, așa cum vă spuneam, vom pune acul pentru cusut lână. Am pus acul, voi intra mai întâi în ochiul care mi-a rămas, după care voi intra în fiecare jumătate de picioruș dintre cele 6. Voi trage bine, iar capătul de fir îl voi ascunde undeva dedesubt. După ce i-am dat stabilitate, îl vom scurta în felul acesta. Și am încheiat partea cea mai importantă, și anume corpul moșului Crăciun. Acum vom merge mai departe. Vom realiza mânuțele, vom face 2 ochiuri de lanț, 10. Avem primul și cel de-al doilea. În corespondența primului ochi de lanț vom face 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, cel de-al patrulea, iar pentru rândul următor, în corespondența fiecărui picioruș scurt, vom face câte o înmulțire. Deci la sfârșitul rândului vom avea 8 piciorușe scurte. Avem 2, 4, 6, 8, iar acum voi începe rândul următor în culoarea alb și voi închide cu roșu. Voi continua să lucrez 4 rânduri de câte 8 piciorușe scurte în culoarea roșie. Vom ține capetele de fir și vom continua 4 rânduri. Lucrate cele 4 rânduri, vom pune mânuța în 2 și vom închide cu fir alunecat, trecând prin piciorușele de o parte și de cealaltă. Ajunse aici în capăt, voi face un ochi de lanț, voi scurta firul, voi închide, iar capătul de fir îl vom ascunde dedesubt, după care ceea ce rămâne afară îl vom tăia.
și astfel am realizat mânuțele. Voi scurta capătul de fir. Ok, bineînțeles, vom face două mânuțe. Iar acum mergem mai departe. Vom face barba moșului. Am pus un număr de 20 de ochiuri de lanț. Voi lua firul pe croșet și voi număra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț de la croșet. Voi intra în cel de-al patrulea aici și voi face un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu. Acum, cu ochiurile de lanț unde am întors și cu cele 3 piciorușe duble, avem un total de 4 piciorușe duble. Voi trage firul, voi intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la început și voi închide în acest mod, formând punctul popcorn. Acum voi face 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi sări un picioruș scurt, voi intra, deci nu în primul, în cel de-al doilea și voi repeta 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, cel de-al patrulea, voi trage firul, voi intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, voi închide și am format cel de-al doilea punct. 2 ochiuri de lanț, voi sări din nou un picioruș, voi intra în cel de-al doilea și voi repeta astfel până la sfârșitul rândului. Iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua. Când am ajuns la capătul rândului, voi face un ochi de lanț, voi scurta firul și voi închide și această parte a lucrării. Capătul de fir, apoi îl vom ascunde și aceasta este barba. Eu am 2, 4, 6, 8, 9 puncte popcorn în felul acesta. Haideți să trecem mai departe și să facem mustățile. Pentru mustață m-am gândit, de fapt la cealaltă am făcut în felul următor. Am aici un ochi de lanț, da? Un ochi de lanț. Voi pleca 1, 2, 3. 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Iau firul pe croșet. Intru în acest prim ochi și fac un picioruș dublu. Apoi cel de-al doilea picioruș dublu. Continui cu 3 ochiuri de lanț și intru din nou în primul ochi de aici. Acum voi întoarce lucrul în acest mod și voi continua. 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Iau firul pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași prim picioruș și fac un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, voi intra și voi închide totul cu fir alunecat, după care am procedat în acest mod. Am tras firul așa. Ați văzut? Ca să-l pot strânge un pic. Și am terminat barba. Mustățile, scuzați. Acum voi scurta firul. Ia uitați-vă, în momentul în care trag în felul acesta, s-a format mustața. Capătul de fir, bineînțeles, îl vom ascunde. Acum vom trece să lucrăm căciulița. În cercul magic voi face 6 piciorușe scurte. Unu, doi, trei, 4, 5, cel de-al șaselea, vom închide cercul magic,
Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt și din acest moment vom face un număr de 6 înmulțiri, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. În continuare vom lucra 10 rânduri decât de 12 piciorușe scurte, deci 10 rânduri. Lucrate cele 10 rânduri, vom continua lucrând un picioruș scurt urmat de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Pentru rândul următor lucrăm 2 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului. La sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Continuăm cu 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o înmulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 4 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. 4 rânduri. Să nu vă impresioneze forma ciudată a căciuliței, însă la sfârșit se va prezenta exact așa. Continuăm cu 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 36 piciorușe scurte. Obținute cele 36 piciorușe scurte, vom lucra 2 rânduri de 36 piciorușe scurte. Acum vom face ultimul rând adăugând culoarea albă. Deci am început ochiul în culoarea roșu și voi închide cu alb și vom continua, cum vă spuneam, un rând de piciorușe scurte în culoarea alb. Și cu aceasta vom încheia apoi și căciulița. Am ajuns la capătul rândului, vom scurta firul și vom închide și acest rând, după care vom ascunde firul. Deci capătul de fir îl vom trage în interior și îl vom ascunde, fie cu acul, fie cu croșetul. Haideți să facem moțul. Eu am pus așa pe degete și am rotit de câteva ori. Voi scurta firul. O altă bucată de fir. În felul acesta voi trece prin mijloc mai întâi. Fiecare poate face acest moțișor în modul în care dorește. Așa, după care am făcut în acest mod. Am legat bine aici. Îl vom tăia. Aceste capete de fire le lăsăm în modul acesta, acum eu voi scurta. Este gata și moțișorul, acum aveți două variante, fie îl lipim, fie îl coasem. Eu voi intra cu croșetul chiar pe mijlocul cercului magic
sperăm să intre, da? Și am tras aceste două fire în interior. În felul acesta. Îi voi trage capetele. Odată terminată căciulița, o vom aplica pe capul moșului, în felul acesta. Iar aici, fie îi veți da o cusătură cu acul, fie vom puncta un pic cu lipici. Eu voi folosi lipiciul lichid și o voi lipi în felul acesta. După care vom trece să punem ochișorii. Vom aplica ochișorii. Voi folosi din nou același lipici lichid. Trebuie să țin un pic apăsat aici să se lipească. Folosind același lipici lichid, am aplicat ochișorii, după care voi aplica barba. Dumneavoastră puteți folosi lipiciul la cald. Știu că foarte mult dispuneți de lipiciul la cald. Dacă nu, chiar puteți să coaseți. Deci am aplicat și barba, voi pune și mustața și apoi veți vedea, pentru a nu lăsa moșul singur, vom face și pe doamna Crăciun, imediat veți vedea. Ia uitați-vă, în timp ce se lipește toată această parte a lucrării, noi mai avem de aplicat doar mânuțele, le vom aplica de o parte și de cealaltă a corpului. Voi folosi din nou același lipici lichid. Voi lipi în mod simetric. Și așa cum vă spuneam, vom face și pe doamna Crăciun, care îi va ține companie moșului. Ia uitați-vă, moșul nostru, de pus în brăduț, este gata. Așa cum vă spuneam, nu rămâne decât să se întărească și vom trece să realizăm pe doamna Crăciun. Corpul este realizat exact în același mod precum corpul moșului. Doar că aici jos nu am lucrat negru și rândul alb. Același număr de ochiuri, deci am ajuns la 30. Am făcut 6 rânduri de piciorușe scurte, exact corpul moșului care l-am făcut. Totul este egal, doar că aici este culoarea roșie în totalitate. Și voi merge mai departe să-i realizăm părul. În cercul magic voi face 6 piciorușe scurte în culoarea alb. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea picioruș scurt. Vom închide cercul magic, vom închide totul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt și din acest moment vom face 6 înmulțiri, astfel că la sfârșitul rândului vom avea 12 piciorușe scurte. Deci 6 înmulțiri. Mi-a rămas aici firul. Prima înmulțire, cea de-a doua și vom continua singure. Vom continua lucrând două rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Deci vom face două rânduri.
Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere și ne vom întoarce din nou la 6 piciorușe scurte. Vom repeta, deci, un picioruș scurt urmat de o scădere de 6 ori pentru parcursul rândului. Iar acum ne vom întoarce din nou la 12 piciorușe scurte. Voi face un picioruș scurt, o înmulțire, un picioruș scurt, o înmulțire. Cred că prima dată m-am exprimat greșit, nu de 6 ori scăderea. Un picioruș scurt, o înmulțire, un picioruș scurt, o înmulțire. Vom vedea acum câte avem aici. Și avem 2, 4, 6, 8, 10, 12. Continuăm. Lucrând din nou. Un picioruș scurt urmat de o înmulțire și ne vom întâlni cu 18 piciorușe scurte la sfârșitul rândului. Din nou un picioruș scurt, o înmulțire. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, 2, urmate de o înmulțire. La sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Continuăm cu 3 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului. Iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. În continuare vom lucra 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, urmate de o înmulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului. Iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Continuăm cu 4 rânduri de piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Eu am lucrat cele 4 rânduri de câte 36 piciorușe scurte. Doamnelor, eu aici am făcut un pic de confuzie. Voi repeta din nou această parte, începutul. Deci în cercul magic am lucrat 6 piciorușe scurte, apoi am făcut 6 înmulțiri și avem 12 piciorușe scurte. Am lucrat 2 rânduri de câte 12 piciorușe scurte, după care am făcut 6 scăderi și am ajuns din nou la 6 piciorușe scurte. După cele 6 piciorușe scurte, facem din nou 6 înmulțiri, ne întoarcem la 12 piciorușe scurte, iar apoi continuarea este cea corectă. Ajunse în acest punct, eu voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Voi închide cu picioruș scurt în corespondența aceluiași picioruș. Voi lucra un picioruș scurt, cel de-al doilea picioruș scurt și după ce am lucrat acest al doilea picioruș scurt, voi face din nou 3 ochiuri de lanț și le voi închide. De data aceasta cu fir alunecat, doar aici la început piciorușul scurt. Apoi un picioruș scurt, cel de-al doilea picioruș scurt, în felul acesta vom face părul Doamnei Crăciun. Aici facem fir alunecat, apoi picioruș scurt, cel de-al doilea picioruș scurt și cele 3 ochiuri de lanț. Voi închide cu fir alunecat și vom continua în felul acesta de jur împrejur. Am ajuns la capătul rândului, voi face ultimul picioruș scurt,
Voi scurta firul, însă voi lăsa firul ceva mai lung, pentru că va fi nevoie, chiar va fi nevoie să coasem de căpușorul doamnei Crăciun. După ce am încheiat aceasta, aici în vârf vom pune un pic de melană să-i facem cocul, să aibă și ea cocul ei. Uitați, în felul acesta. Ok. După care vom pune, aici o să-i punem o floricică, vom pune acul pentru cusut lână. După ce mi-am pus acul, voi pune pe capul doamnei părul și vom coase, practic, de căpușorul ei. În felul acesta. Încet, încet, de jur împrejur, vom coase și vom aranja această parte a lucrării. Noi vom coase singure și ne vom reîntâlni. Uitați-vă, așa se prezintă părul doamnei Crăciun. După ce am terminat de cusut, bineînțeles, vom ascunde firul undeva de desubt, după care, bineînțeles, mai întâi vom da un pic de stabilitate, după care vom scurta acest capăt de fir. Și asta vom face singure și apoi ne vom reîntâlni să continuăm. Ok, am vrut să vedeți cum se prezintă. Pentru guleraș eu am pus un număr de 18 ochiuri de lanț, cât să fie de jur împrejur. După aceste 18 ochiuri de lanț voi face 1, 2, 3 și cel de-al patrulea, firul pe croșet și voi număra 1, 2, 3, 4, voi intra deci în cel de-al cincilea ochi de lanț. Și am făcut piciorușul dublu. Două ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi intra în același picioruș și voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Firul pe croșet, voi sări un ochi de lanț, voi intra în următorul și voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. Din nou voi sări un picioruș, un ochi de lanț, scuzați. Să știți că sunt foarte obosită de asta. Deci în felul acesta noi vom lucra gulerașul. Am ajuns aproape la capătul rândului, acum eu voi forma ultimul V, deci piciorușul dublu, două ochiuri de lanț și cel de-al doilea picioruș dublu în corespondență aceluiași picioruș. Voi face un singur ochi de lanț aici pentru a închide lucrarea, scurtăm firul și închidem. Capetele de fire le putem ascunde. Gulerașul se va prezenta în acest mod. Așa. Aici cu acul vom coase. Așa. Vom coase aici cu acul și vom da stabilitate gulerașului. O să facem un mic șopțuleț, am pus 8 ochiuri de lanț, mă voi întoarce înapoi și voi face un rând de piciorușe scurte. După care vom repeta același model precum la guleraș și cer scuze dacă uneori mai greșesc, eu filmez în afara orelor de muncă și de foarte multe ori sunt foarte obosită când filmez. Am ajuns la capătul rândului, acum voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care țin locul unui picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, voi întoarce lucru, voi intra în corespondența aceluiași picioruș și voi face
un picioruș dublu, după care mă deplasez imediat în piciorușul următor și fac piciorușul dublu, un ochi de lanț, piciorușul dublu. Așa vom face un șorțuleț un pic creț, așa, să nu fie chiar totul lipit de corpul ei, să vedem ce iese. Dacă iese frumos, bine. Dacă nu, dumneavoastră puteți opta pentru alt model, însă este atât de mic, nu cred că am putea face altceva decât piciorușe scurte și înainte înapoi. Așa, am ajuns aici la capătul rândului, voi face ultimul picioruș dublu, un ochi de lanț și picioruș dublu și să vedem ce a ieșit. Să vedem dacă este ceva frumos. Eu m-am gândit, asta a fost ideea mea. Da, ia uitați-vă, în momentul în care vom închide aici și vom ascunde capătul de fir, vom putea deja să coasem șorțulețul. Am aplicat șorțulețul, mânuțele sunt identice cu cele ale moșului, am făcut o guriță și un pic de sprâncene și cam aceasta este copia noastră. Moș Crăciun și Doamna Crăciun, aici am pus o floricică roșie, să fie în ton cu sărbătoarea și cu hăinuțele. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, un like și vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana! Nu uitați că acestea pot fi puse în brăduțul de Crăciun!